Bună tuturor, bine v-am regăsit la mine pe canal. Astăzi, după cum bine vedeți, mi-am pus pe mine pulloverul tricotat de mami. Dacă știți, în ultimul meu vlog vă ziceam și vă și arătam, de fapt. Astăzi l-a terminat, prin urmare îi fac și inaugurarea acum. Și nasturii pe care i-ați văzut iarăși în ultimul vlog, cam știți voi despre ce e vorba. Astăzi ne întâlnim aici dintr-un motiv un pic mai serios. Vă ziceam eu în videoul... Cred că era videoul cu haul-ul second hand și vă explicam eu cam care este impactul modei asupra mediului. Când spun modă, mă refer în general la magazinele astea mass market și la fast fashion. Pentru cei care nu știu ce anume înseamnă fast fashion, o să încerc să definesc așa puțin pe scurt. Fast fashion-ul reprezintă un cumul de trenduri care se duc foarte repede, trec foarte repede și intră alte trenduri noi, prin urmare hainele vechi se demodează și ajung în cel mai rău caz la gunoi, dar acest cel mai rău caz este și cel mai des întâlnit. Prin urmare, acest concept de fast fashion este foarte bine susținut de consumerism. De cred că am putea pune și un semn de echivalent așa între consumerism și fast fashion, pentru că este motorul, este catalizatorul consumerismului. Dacă ți se spune că ceva nu mai este în trend, în general vrei să fii tot timpul la modă și nu mai porți haina aia. Ca să dau un exemplu, neonul de vara trecută. Cu siguranță vara viitoare nu o să mai fie în trend, o să consider hainele neon o piesă demodată, nu o să le mai port și o să ajungă cel mai probabil la groapa de gunoi. Despre asta vreau să vorbim astăzi, vreau să disecăm așa toate punctele și voi lua așa pe categorii, voi vorbi despre impactul pe care îl are moda asupra apei, voi vorbi despre impactul pe care îl are moda asupra solului, asupra aerului și tot așa, le luăm pe categorii astfel încât să ajungem așa la un tot în final. Ce vreau eu să vă mai zic de la începutul videoului, înainte să intrăm în temă, este că informațiile astea nu sunt niște informații, cum ar spune englezul, rocket science. Sunt informații pe care voi le găsiți pe Google dacă le căutați. Scopul acestui video pentru mine este să atrag atenția celor care poate nu au timp, poate nu au chef să caute pe Google sau poate nu este în interesul lor, dar mă urmăresc pe mine și atunci poate că problema asta devine ușor mai vizibilă decât este în momentul de față și noi conștientizăm puțin mai mult ce înseamnă moda, ce înseamnă hainele pe care noi le purtăm pentru mediul înconjurător. Și ideea pentru acest video mi-a venit foarte, foarte simplu. Cu siguranță nu este un video agreat de multă lume sau nu va fi un video care va rupe vizualizările, să zic așa, dar dacă la finalul zilei cel puțin un om se gândește, nu știu, să recicleze tricoul pe care l-a purtat sau să nu-l mai arunce în coșul de gunoi, atunci scopul este îndeplinit. În general, în tot ceea ce ține de protejarea mediului, fiecare persoană contează, fiecare gest contează, orice gest micuț pe care îl faceți contează. Dar hai să revin un pic că iar bat câmpii, voiam să vă zic despre cum mi-a venit mie ideea filmării acestui video. Mă uitam eu pe Pinterest, căutam diverse, a apărut o poză pe feed în care se spunea că pentru a fabrica și a vopsi o pereche de blugi este nevoie de 7000 de litri de apă, echivalentul cu apa pe care o bea un om în aproximativ 5 ani. Lucrul ăsta pentru mine a avut un impact foarte mare, mai ales gândindu-mă câte perechi de blugi zac efectiv, că nu pot să zic altfel, la mine în dulap, nepurtate, pe care mă gândeam și eu să le arunc. Norocul meu, poate, în toată chestia asta, este că eu mai am shop my closet-ul, unde din când în când mai pun câteva articole care nu sunt uzate, pe care le-am purtat de câteva ori și pe care încerc să le repun în circulație, să zic așa, și să ajungă la cineva care... poate chiar le îndrăgește, poate chiar are nevoie de lucrurile acelea. Asta este scopul și cu Shop My Closet, ceea ce vă încurajez și pe voi să faceți. La fel și cu second hand-urile, vă încurajez să vă duceți să vă uitați în second hand-uri, să vă luați lucruri deja purtate, să nu aruncați lucrurile pe care le aveți. Sunt chestiuni mici, dar care, zic eu, fac diferența. Industria modei este a doua cea mai poluantă industrie din lume și vă spuneam eu asta chiar și în videoul acela, pentru că asta era și prima informație pe care o aveam. O informație așa brută pe care am căutat-o eu pe internet, este a doua cea mai poluantă după industria petrolieră. Este normal ca industria petrolieră să fie prima industrie poluantă din lume, asta pentru că sunt mașinile care funcționează pe benzină, motorină, sunt fabricile care funcționează pe cărbune, sunt foarte, foarte multe lucruri care au nevoie de petrol pentru a se pune în mișcare. Revenind la introducere puțin, cred că am omis să spun,
dar un alt motiv pentru care iarăși am vrut să fac videoul ăsta este faptul că industria este în continuă creștere, crește de la an la an și asta și pentru că și noi suntem mai mulți de la an la an, dar în special pentru că oamenii în ultimul timp au dezvoltat un anume simț, nu aș spune neapărat al modei, însă revin la trendurile despre care vă spuneam mai devreme. În momentul în care hainele tale nu mai sunt în trend, ai impresia că nici tu nu mai ții pasul cu lumea, să zic așa, și atunci începi să-ți cumperi alte haine din alt trend și alte haine din alt trend și ajungi să ai un dulap tixit de haine. Voi începe în primul rând cu poluarea apei. Ce înseamnă industria textilă pentru poluarea apei? Și bănuiesc că lucrul ăsta este la mintea cocoșului, să zic așa. Deja este știut că în China, mai ales, sunt anumite lacuri și râuri în care se deversează substanțe toxice de la fabricile de textile și unde sunt semne pe marginea râurilor că nu ai voie să intri în apa respectivă pentru că este extrem de poluată. Ba chiar circulă o glumă între chinezi, cum că ei pot spune ce culoare se va purta în colecția următoare, doar uitându-se la culoarea pe care o au lacurile lor și râurile lor, ceea ce este un umor negru, să zic așa, negru și la propriu și la figurat. Substanțele care se folosesc la fabricarea, dar mai ales la vopsirea hainelor, sunt toxice, majoritatea. Este vorba despre plumb, mercur, arsenic, de aici și faptul că trebuie să îți speli hainele înainte de prima purtare, ca să mai speli un pic din chimicalele alea care sunt în ele. În țările slab dezvoltate, și vorbesc aici despre India, Bangladesh, ba chiar și China, care nu este o țară slab dezvoltată, dar nu are sistemul acesta ecologic foarte bine pus la punct, după cum știți. China este și cea mai poluată țară din lume. În țările astea slab dezvoltate, deșeurile, apa folosită pentru a vopsi, pentru a spăla materialele, în general pentru a face hainele, sunt deversate direct în râuri, fără a fi trecute printr-o stație de purificare a apei și vă puteți da seama ce impact are acest lucru pentru apele de pe glob până la urmă, pentru că râurile se varsă și ele la rândul lor în mări, mările se întâlnesc cu oceanele și tot așa. Nu numai deversarea deșeurilor constituie o problemă, ci și fabricarea bumbacului. Oricât de natural ar suna cuvântul acesta bumbac și oricât de mult ne-am străduit în momentul în care mergem într-un magazin să ne luăm tricouri din bumbac, trebuie să știți că bumbacul folosit pentru fabricarea textilelor este în general modificat genetic pentru a crește mai mare, pentru ca producția să fie mai mare până la urmă și fiind modificat genetic are nevoie de extrem de multă apă pentru a crește. Citeam iarăși pe internet că pentru a fabrica un kilogram de bumbac, adică echivalentul a câte tricouri? 3-4 tricouri, cam așa, este nevoie de 20.000 de litri de apă. Ceea ce este strigător la cer dacă ne gândim că sunt oameni în lumea asta care nu au acces la apă potabilă. Încă un lucru pe care l-am citit eu pe internet, dar nu știu sigur dacă este verificat sau nu, pentru că am citit diverse informații, dar una dintre cauzele pentru care Marea Aral a fost secată este producția de bumbac din zonă. O să vă pun aici niște imagini pe care le-am găsit pe Google și veți vedea că Marea Aral este deșertificată. Cauzele nu sunt numai producția de bumbac, asta în mod evident, sunt mai multe cauze acolo, despre care citiți voi pe Google dacă vreți să intrați în subiect, dar am vrut neapărat să vă arăt imaginile astea, pentru că e imposibil să rămâi indiferent la așa ceva. Și acum revenim la bumbac. Problema nu este că pentru a crește bumbacul se folosește foarte multă apă. Problema este și fertilizantul, îngrășământul de care bumbacul are nevoie pentru a crește viguros, frumos, bogat, să avem parte de cât mai multe tricouri. Fertilizatorul folosit pentru creșterea bumbacului este un poluant foarte puternic. Ajunge în sol, după ce ajunge în sol, ajunge în apă și unde mai pui că ajunge și pe hainele noastre, pentru că bumbacul absorbe acele chimicale și ajunge inclusiv în fibrele acestuia. Încă un lucru pe care vreau să-l menționez, nu vreau să-l las așa uitat, este că 20% din poluarea apelor este rezultatul industriei textile. Un alt lucru absolut șocant, zic eu, este că 200.000 de tone de vopsea folosită pentru vopsirea textilelor sunt deversate anual în râurile din țările, mai ales de fapt din țările slab dezvoltate. Vorbim aici de India, Bangladesh,
China, care nu are, v-am zis, sistemul ecologic foarte bine pus la punct. Pakistan, unde se mai fabrică hainele, că vedeți acolo pe etichetele lor de obicei unde sunt fabricate. Vă spuneam eu mai devreme și încercam să găsesc informații aici pentru că am uitat. Eu, memoria mea nu e prea bună cu cifrele, vă zic de la început lucrul ăsta. Vă spuneam de oamenii care nu au acces la apă potabilă. Ei bine, văd aici că mi-am notat 750 de milioane în momentul de față nu au acces la apă potabilă. Ceea ce pentru noi poate că este o normalitate, pentru alții este un lux. Și ca să mă întorc aici la cifre, citeam că până în anul 2025 se presupune că 2,8 bilioane de oameni vor avea această problemă, iar până în anul 2050 situația este de-a dreptul alarmantă, pentru că aproximativ 7 bilioane de oameni vor avea probleme cu accesul la apă potabilă sau poate vor exista, nu știu, 2 ore în care ai apă pe zi. Lucrul ăsta, dacă stai să te gândești foarte bine la el, noi, generația asta noastră, câți ani vom avea în 2050? Eu am 30, aproape 60 de ani. Ok, noi scăpăm, să zicem, ieftin. Dar ce se întâmplă cu generațiile următoare? Despre asta este vorba când vorbim despre mediu. Pentru că schimbările sunt deja drastice și vedem la știri de fiecare dată toate fenomenele astea care au loc cu precădere în America. Ați văzut ninsori în mijlocul octombrie, uragane. Lucrurile astea trebuie să ne dea nouă de gândit, zic eu. Ăsta este punctul meu de vedere și să ne facă să fim un pic mai conștienți de impactul pe care îl avem noi asupra mediului. Nu vreau să vin aici să vă expun doar problemele, ci am încercat să găsesc articole și să văd cam care ar fi soluțiile. Prin urmare, pentru a nu mai polua atât de mult apele, cel mai bine ar fi să ne cumpărăm haine care sunt fabricate într-o țară mai dezvoltată, unde regulile sunt mult mai ok din punct de vedere ecologic și vorbesc aici despre Statele Unite, Canada, Europa. Încercați să citiți etichetele de pe haine. Acum, evident că Zara, H&M rare ori își fabrică hainele acolo, spre niciodată, pentru că scopul lor este să aibă profit, în niciun caz să protejeze planeta. Deși și ei au niște game, mai ales H&M, vorbesc aici de gama lor Conscious, din câte știu eu, este folosit bumbac reciclat sau bumbac organic. Apropo de asta cu bumbac organic, aceasta este încă o soluție. Să ne uităm din ce este făcută haina pe care o cumpărăm și să încercăm să luăm o haină care să fie făcută din fibre naturale sau din bumbac organic. Știu că lumea abuzează în ultimul timp de cuvântul acesta organic, însă o să vă explic de ce anume organic chiar și atunci când purtăm haine. Pentru a crește un bumbac organic nu mai este folosit fertilizator, ceea ce înseamnă că impactul asupra mediului este puțin mai scăzut. Se folosește doar apă, nu se mai folosesc chimicale și atunci, teoretic, impactul asupra mediului ar trebui să fie mai mic. Rămân încă în zona asta de poluare a apei, pentru că nu am terminat și vorbesc despre microfibre. Se vorbește despre microfibre și despre plastic într-o veselie în ultimul timp, am auzit și la știri, am văzut și pe internet, am citit și în ziare, dar vreau să aduc și în atenția voastră acest lucru și aici la mine pe canal. Problema asta cu microfibrele este o problemă pe care nu o poți sesiza cu ochiul liber. În momentul în care spălăm o haină sintetică, din material sintetic, și vorbesc aici de nylon, poliester, 2000 de microfibre sunt deversate în apele planetei. Ajunge în canalizare, din canalizare ajunge în râu, din râu ajunge în mare, din mare ajunge în ocean. Peștii mănâncă aceste microfibre și noi, la rândul nostru, ajungem să ingerăm aceste microfibre. Prin urmare, este vorba despre o recirculare a plasticului din stomacul peștelui, noi le mâncăm, ajunge în stomacul nostru. Apropo de asta, s-au găsit microfibre chiar și în excrementele umane, ca dovadă că mâncăm aceste microfibre, care în general sunt din industria textilă. Acum 2000 de microfibre nu par chiar atât de multe în momentul în care te gândești, însă dacă este să gândim la nivel global, 190.000 de tone de microfibre sunt deversate în fiecare an în oceane. Gândiți-vă ce impact are acest lucru și cât înseamnă 190.000 de tone. Unde mai pui că 85% din gunoaiele care sunt pe țărmurile oceanelor, mărilor, râurilor sunt microfibre. Acum, soluția ar fi oarecum simplă și ar trebui să încercăm să găsim haine care să aibă o calitate mai bună și care să conțină fibre naturale sau semisintetice. Veți vedea mai târziu pe parcursul videoului că nici fibrele astea naturale nu fac tot mai bine planetei, dar ajungem un pic mai târziu acolo, că altfel este așa un haos în tot videoul și vreau să ținem lucrurile cât mai organizate, cu
putință. Nu vreau să trec foarte repede peste subiect fără să mai menționez încă un lucru, și anume că citesc o carte despre care aș vrea să vă și vorbesc la un moment dat, în momentul în care o termin. Este vorba despre, aș spune istoria modei, dar nu este chiar istoria modei, este mai degrabă vorba despre istoria bizară, ciudată a modei, și vorbesc aici despre toate articolele astea care erau intrigante la vremea respectivă, ba chiar obscene, și veți vedea în videoul care va să vină la un moment dat la mine pe canal despre lucrul ăsta. Cartea asta disecă moda încă din perioada medievală, undeva de prin anul 1000-1200, în momentul în care a început de fapt istoria modei, și voiam să vă zic despre asta pentru că oamenii atunci își vopseau hainele cu urină. Vorbim aici de clasa oamenilor săraci, în mod evident, pentru că cei care își permiteau să cumpere haine sau să cumpere material, că nu cred că cumpărau atunci haine de-a gata, mai degrabă cumpărau material, hainele acelora erau vopsite cu ierburi sau rădăcini sau plante, ba chiar insecte pisate. Citeam la un moment dat că foloseau oxid de fier, însă cei care nu își permiteau, clasa săracă, să zic așa, muncitorii, își vopseau hainele cu urină. Era un întreg ritual în a vopsi aceste haine, pentru că femeile colectau urina de dimineață, aceasta fiind cea mai încărcată de amoniac, și amoniacul este cel care oferea pigmentul acela gălbui hainelor, dar nu vă gândiți că hainele erau îmbibate în urină imediat. Urina era colectată zi de zi, era decantată, lăsată să stea vreo 2-3 săptămâni, astfel încât cantitatea de amoniac să crească, după care femeile spălau și degresau, curățau hainele în amoniacul respectiv. Lucrul ăsta mi s-a părut demn de menționat în videoul ăsta, pentru că nu știu cât de multă lume știe despre treaba asta. Dacă vorbim de sol, vorbim în mod evident de gunoaie, asta în mod special. Veți vedea că o să mai ating și alte puncte pe parcurs. Ceea ce trebuie voi să știți este că, în general, cam toate hainele pe care un om le are pe parcursul vieții ajung la gunoi. Un procent de 15% ajunge la reciclat, ceea ce este extrem de puțin, și studiile, și ce am mai citit eu, arată că un american, pentru că acolo s-au făcut cercetările, aruncă în medie 30 de kilograme de haine anual. 30 de kilograme de haine la o persoană înseamnă enorm pentru planetă, pentru că suntem atâția pe pământul ăsta, și înseamnă enorm pentru gropile de gunoi, că despre asta este vorba. Dacă tot am atins subiectul ăsta cu gropile de gunoi, haideți să vă spun că aproximativ 6% din gunoiul de pe toată planeta este reprezentat de haine, iar procentul acesta este în întreagă creștere. Ați spune în mod sigur că ar trebui să reciclăm mult mai mult hainele și, în loc să le aruncăm la coșul de gunoi, haideți să le colectăm și să le reciclăm. Știu că la un moment dat Zara avea ceva de genul acesta, avea niște urne în care puteai duce hainele vechi și se duceau la donat, sper să nu mă înșel, sau la reciclat. Însă trebuie să menționez că lucrul acesta cu reciclatul este mai mult pe hârtie, este mai mult teoretic decât practic, pentru că în general hainele nu sunt alcătuite doar din bumbac, în general sunt fibre amestecate, spre exemplu este 30% bumbac, 30% viscoză sau poliester, 90% nylon sau mai știu eu ce. Hainele astea care au o compoziție multiplă sunt și cele mai greu de reciclat. Este foarte greu, și mă raportez aici la tehnologia pe care o avem în momentul de față, să reciclăm și să descompunem aceste fibre la ceea ce au fost ele la bază, astfel încât să punem nylonul la nylon, bumbacul la bumbac, poliesterul la poliester și să facem haine noi cu aceste lucruri. În general se reciclează hainele care sunt 100% din bumbac sau 100% din nylon sau 100% din viscoză. Tot pentru a susține acest argument, citeam că hainele care sunt produse în 48 de ore, prin urmare în 2 zile, au nevoie de 12 ani pentru a fi reciclate, descompuse la ceea ce înseamnă fibrele lor de bază. Exact ceea ce vă spuneam mai devreme, tehnologia nu este încă suficient de avansată în domeniul acesta, astfel încât să descompunem hainele la ritmul la care le și cumpărăm, la care le și producem. Nu mai este un secret pentru nimeni, bănuiesc, în momentul de față, pentru că a fost mare tamtam cu pungile din plastic. Plasticul are nevoie de aproximativ 200 de ani să se descompună în momentul în care este aruncat pe pământ. Soluția pentru problema asta ar fi doar una, dar
ar putem extinde la două ar fi să cumpărăm mai puține haine. În momentul în care le cumpărăm, ce nu mai folosim, ce nu mai purtăm, dacă a fost purtat o dată de două ori, să îl vindem mai departe altcuiva care poate are nevoie de ele și în felul acesta poate descurajăm un pic industria asta textilă să nu mai producă atât de mult. Știți că a fost și un scandal în sensul ăsta cu H&M undeva prin 2017. Cei de la H&M au ars haine nefolosite și vorbim aici de, cred că, mii de tone de haine nefolosite au fost arse pe teritoriul Norvegiei. Puteți să căutați iarăși pe Google. Știu că în perioada respectivă a fost la știri toată treaba asta și acum că am terminat cu poluarea solului prin gunoi și prin deversarea de chimicale, haideți să vă zic că solul se mai poluează și altfel, se degradează, nu neapărat poluează. Este vorba despre păscutul excesiv și vorbesc aici mai ales de Mongolia, unde 90% din suprafața Mongoliei este folosită pentru a paște caprele care dau naștere cașmirului. Păscutul acesta excesiv duce la deșertificare și am aici niște notițe despre care vreau să vă vorbesc. Este vorba despre degradarea solului și ce anume cauzează degradarea acestuia. Și mi-am notat eu aici că 93% din degradarea solului este cauzat de animale care pasc excesiv, 35%, și vorbim aici despre caprele folosite pentru industria textilă, despre vite folosite pentru industria alimentară, industrie textilă, pielărie și tot așa. Defrișarea ocupă locul 2 cu 30% impact pe care îl are asupra degradării solului, după care agricultura cu 28%. Toate lucrurile astea sunt făcute în exces. O să ziceți, da bine, ce rău pot face niște capre care pasc un sol. Solul degradat este un sol care nu mai este fertil, care nu mai poate fi folosit la nimic. Este un fel de deșert, să zic așa. Citeam pe Google despre solul acesta degradat că în aproximativ 20-30 de ani de acum încolo, dacă nu se intervine și nu se face absolut nimic, mâncarea și industria alimentară va avea de suferit pentru că va fi cu 30% mai puțină mâncare pe glob, ceea ce înseamnă enorm, ținând cont că noi suntem în continuă creștere. Se prea poate să suferim de foame, evident, eu cred că soluții se vor găsi. Cel mai probabil alimente care nu vor fi bune de nimic, care vor fi pline de îngrășământ, care vor produce diverse boli, dar gândindu-te așa din momentul de față, în care ne bucurăm încă de foarte multe lucruri pe planeta asta, 20, 30, 50 de ani nu sunt departe de noi, nu sunt 200 de ani, nu sunt 1000 de ani, sunt 20, 30, 50 de ani care trec într-o clipită dacă stăm să ne gândim. Când auzi informațiile astea, zic eu că nu ai cum să rămâi indiferent. Este imposibil să rămâi indiferent pentru că și noi vom fi prezenți când lucrurile astea se vor întâmpla și vor avea un impact și asupra noastră. Vreau să vorbesc un pic și despre păduri pentru că a fost o informație nouă și pentru mine. O informație pe care, sinceră să fiu, nu o știam și mă gândeam că pădurile sunt folosite doar în industria asta a mobilei sau, nu știu, ca lemn pentru foc sau mai știu eu ce. Dar lemnul este de fapt folosit și în industria textilă. Există niște fibre care se fac de fapt din celuloză și vorbim aici despre mătase artificială. Am uitat celofibră, da, ăsta este numele ei științific, dar popular ar fi mătase artificială și viscoza. Astea două sunt făcute din fibre de lemn. Pentru astea, în mod evident, ca materie primă este nevoie de lemn. Și tot așa, ca niște cifre, să vă pun așa la curent cu imaginea de ansamblu, aproximativ 70 de milioane de pomi sunt tăiați anual pentru industria textilă, ceea ce iarăși este enorm și eu nu mă gândeam la asta, nici prin gând nu-mi trecea de fapt că pomii sunt folosiți chiar și la industria textilă. Ca soluții pentru treaba asta ar fi acel liocel sau tencel, așa se și cheamă, o să vă și scriu aici pe ecran ca să vă puteți da seama despre ce e vorba. Eu știu despre materialul ăsta de la H&M pentru că l-am tot văzut așa pe etichetele hainelor, chiar și pe bannere în interiorul magazinelor, dar nu știam care este treaba cu acest liocel, ce se întâmplă cu el, de ce liocel. Aparent are un impact mai mic asupra mediului decât ar avea această celofibră sau viscoza. Prin urmare, ce trebuie să facem este să citim etichetele hainelor exact cum citim etichetele produselor alimentare ca să ne dăm seama ce punem pe noi, de unde provine haina respectivă, din ce țară și să ne dăm seama dacă își justifică prețul în primul rând asta pentru buzunarele noastre, dacă e să vorbim și de motivul acesta economic, dar și care este impactul
impactul asupra mediului în momentul în care noi cumpărăm haina asta. Evident, impactul este deja făcut, pentru că haina a fost deja produsă, noi o cumpărăm, o consumăm. Poate că dacă facem lucrul ăsta la nivel global, poate descurajăm un pic acești mari retaileri din industria modei să mai producă atât de mult, sau poate să fie mai conștienți de impactul pe care l-au asupra mediului, deși în ultimul timp lumea în general în industria asta este din ce în ce mai conștientă și vedeți foarte bine că se fac. Există, cum vă spuneam și mai devreme, gama aceea Conscious de la H&M, există la Topshop, acum s-a lansat, nu mai știu cum se cheamă, stați că mi-am notat aici pe undeva, Considered se cheamă gama de la Topshop, în care se folosesc fibre naturale mai puțin dăunătoare pentru mediu, nu neapărat naturale, că liocelul și tencelul nu este neapărat o fibră naturală, dar o fibră care are un impact mai mic asupra mediului și și este mai puțin poluantă. Poluarea aerului în industria textilă este evident prin petrol. Asta în mod evident, prin petrol, gaze, emisiile de gaze. Veți vedea că poluarea aceasta a aerului se întâlnește mai ales în țările slab dezvoltate. Revin la țările slab dezvoltate pentru că nu au bine pus la punct sistemul acesta de protejare a mediului. Poluarea aerului este dată de transportul hainelor. Hainele trebuie să ajungă din punctul A în punctul B. Sunt transportate cu tirul, cu vaporul, cu tot ce vreți voi. Toate lucrurile astea au nevoie de petrol pentru a funcționa, pentru a se pune în mișcare. Dar lăsând această parte de logistică la o parte, veți vedea că la producerea fibrelor sintetice este nevoie de petrol. Poliesterul, nailonul, acrilul sunt fibre sintetice care sunt produse din petrol. Aproximativ 70 de milioane de butoaie de petrol sunt folosite anual pentru a fabrica aceste fibre sintetice despre care vă spuneam mai devreme. Câteva cuvinte și despre țările slab dezvoltate și cum poluează ele aerul. Folosesc cărbunele ca motor pentru a fabrica hainele și cărbunele este cel mai poluant material când e vorba de emisii de carbon. Mai poluant decât benzina, mai poluant decât cherosenul, mai poluant decât motorina. De aceea iarăși revin și este bine să ne uităm pe etichetele hainelor, să vedem unde sunt fabricate și să încercăm să cumpărăm haine care sunt fabricate în țări mai dezvoltate, țări care au normele astea ecologice bine puse la punct. Cam astea ar fi pe scurt lucrurile despre care voiam să vă vorbesc neapărat. Țin să vă mai spun încă două idei așa mici, și anume că dacă e să ne raportăm la ceea ce se întâmpla în anul 1980, vorbim de 40 de ani în urmă, nu de 100 de ani, repet, noi în momentul de față cumpărăm de 400 de ori mai multe haine decât erau cumpărate în anul 1980. Gândiți-vă ce impact are lucrul ăsta asupra mediului și trist este faptul că nu e ca și cum ne oprim aici, nu e ca și cum noi nu ne mai mulțim, nu e ca și cum noi nu cumpărăm mai multe haine, din contră. Spre exemplu, brandul acesta Inditex, adică cel care deține Zara, Stradivarius, Bershka, vânzările pentru ei sunt în continuă creștere, ei produc din ce în ce mai multe haine pentru că noi consumăm mai multe haine. V-am zis și la începutul videoului că am vrut să fac videoul acesta pentru că mi se pare că noi ne uităm pe Instagram și acest social media are un impact extrem de mare când vine vorba despre consumerismul acesta al industriei textile. Ne uităm pe Instagram, vedem haina respectivă la influencerul X sau la vedeta Y și o vrem și noi pentru noi, sau nu neapărat că o vrem pe aceea care probabil costă 2000-3000 de euro. Vrem o versiune mai ieftină care este fabricată automat în condiții mult, mult mai urâte pentru mediu. Vrem haine cât mai ieftine, vrem un raport calitate-preț cât mai bun și lucrurile acestea nu au cum să aibă un impact bun asupra mediului. Încă un lucru despre care vreau să mai menționez pe scurt este durata de viață a hainelor. În sensul acesta s-a făcut un studiu cum că o haină ar avea o durată de viață în jur de 3 ani în garderoba noastră. Adică luăm un tricou, ne place, îl purtăm în jur de 3 ani dacă e chiar norocos tricoul respectiv, uneori scăpăm de ele și mai repede, după care îl aruncăm la gunoi chiar dacă tricoul respectiv nu are nimic, este perfect bun de purtare, dar ne plictisim de el. În sensul ăsta vă mai precizez că dacă am mări de două ori viața de purtare a tricoului respectiv, adică în loc să-l purtăm 3 ani, hai să-l purtăm
hai, nu 6 ani, dar 5 ani, să luăm o piesă clasică de care să ne folosim mai mult timp, am reduce cu 25% poluarea de pe planetă. 25% este enorm. Bine, vorbim aici dacă fiecare dintre noi ar face lucrul ăsta, ceea ce dacă stăm să ne gândim este utopic. Dar atunci când e vorba despre mediu sau despre poluare, ecologizare, toate lucrurile astea, fiecare persoană face o diferență. Asta trebuie să ne intre nouă foarte bine în cap. Și repet, nu este pentru noi, adică este și pentru noi, nu pot să zic că nu este pentru noi, dar este mai ales pentru generațiile viitoare. Fiecare pungă contează, fiecare haină pe care ați revândut-o, pe care ați dus-o la reciclat, contează. Cu asta aș vrea eu să rămâneți în urma videoului acestuia și dacă rămâneți cu asta, eu sunt mulțumită. Eu sunt sigură că în momentul în care auziți toate informațiile astea, au un oarecare impact asupra voastră, pentru că nu are cum să nu aibă. Iarăși repet, vorbim despre 30, 40, 50 de ani, ani în care se produc schimbările astea despre care v-am vorbit mai devreme, cu apa, cu alimentația, nu vorbim de mii de ani, nu vorbim de milioane de ani, vorbim de viitorul nostru imediat, este în imediată apropiere, 20-30 de ani sunt acum, într-o clipită. Repet, găsiți informațiile astea pe Google, le puteți chiar și aprofunda, puteți să citiți mult mai mult despre lucrurile astea și puteți să vedeți ce ați putea schimba în rutina voastră de a cumpăra haine sau de a purta haine. Trăim într-o lume extrem de complicată din punctul ăsta de vedere, într-o continuă expansiune, lumea își dorește ce are X, ce are Y și cred eu că este nevoie și de astfel de videouri, pentru că noi, n-aș spune neapărat influencerii, dar noi, cei la care vă uitați voi și pe care poate îi luați drept exemplu sau poate vă inspirați de la ei, dacă ne luați drept exemplu că ne-am cumpărat un hanorac, nu văd de ce nu ați luat drept exemplu și lucrurile astea pe care le aducem în fața voastră, tocmai pentru a ne responsabiliza, și vorbim aici de toți, mă includ și pe mine, în ceea ce înseamnă consumul, cumpărarea hainelor și toate lucrurile astea care țin de industria textilă. Adică, dacă vă putem recomanda un ruj, la fel de bine vă putem recomanda și lucruri care țin de mediu, care țin de ceea ce înseamnă viitorul nostru. Apucasem să fac încheierea videoului, dar mi-am adus aminte că nu v-am menționat câteva lucruri. Voiam neapărat să vă recomand și niște filme pe tema asta. Asta în cazul în care aveți bunăvoința de a vă uita la ele. Dar este vorba despre River Blue. O să încerc să vă pun aici niște poze. Este un film documentar. Titlul vorbește de la sine. Este vorba despre poluarea apelor. După care mai am o recomandare în sensul ăsta, The True Cost este iarăși un documentar care vorbește despre ceea ce se întâmplă în spatele marilor retailer de haine, de modă, Zara, Inditex, H&M și așa mai departe. Mai avem China Blue, iarăși o recomandare de film documentar care din nou prezintă ceea ce se întâmplă în apele chinezești, ceea ce se întâmplă în mod special în industria fabricării blugilor, de aici și titlul China Blue. The Next Black este iarăși un film, dar care este centrat mai mult pe soluții, însemnând că se întrunesc așa foarte mulți creatori, foarte mulți designer care încearcă să găsească niște soluții la toate problemele astea din modă. După care mai am iarăși o recomandare, este vorba despre Bitter Seeds, un documentar despre bumbac, despre bumbacul modificat genetic în mod special, care este cultivat în India, foarte interesant de văzut. Mai este un film Close to Die For, este un film documentar din nou despre prăbușirea acelei fabrici de textile din 2013, un dezastru în urma căruia au murit aproximativ 1000 și ceva de oameni și alți 2000 și ceva au fost răniți. Cam astea ar fi recomandările mele în materie de filme pe tema asta. Dacă aveți timp, dacă aveți răbdare, dacă aveți interes, puteți să vă uitați la ele, pentru că cel mai probabil vă vor detalia mult mai mult decât ce am reușit eu să strâng în videoul acesta. Și astea fiind spuse, închei și eu videoul de astăzi. Vă mulțumesc mult mult de tot că v-ați uitat și că ați rămas cu mine până la final. Dacă ați rămas până aici, înseamnă că ați și fost interesați de subiect și mă bucură enorm lucrul ăsta. Noi ne revedem miercuri cu un alt video, cel mai probabil un vlog. V-am pupat și să aveți parte de un weekend absolut minunat. Pa!